Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima.
fost cândva, Iisuse, lovit și părăsit, și n-am știut la cine să spun căzut fiind. Doar Tu, Iisuse, Doamne, Tu mâna Ți-ai întins, m-ai ridicat, m-ai vindecat și viață Tu mi-ai dat. Fără Tine viața n-are niciun rost, fără Tine totul e fără de folos. Doar cu Tine vreau, Doamne, să merg pe acest pământ, să mă închin și să-Ți cânt de dragostea ce-o simt. Fără Tine viața n-are niciun rost, fără Tine totul e fără de folos. Doar cu Tine vreau, Doamne, să merg pe acest pământ, să mă închin și să-Ți cânt de dragostea ce-o simt. Îți mulțumesc, Iisuse, că m-ai răscumpărat, când viața Tu ți-ai dat-o acolo sus la calvar. Mi-ai dat o viață nouă, să spun la cei din jur de jertfa Ta, de harul Tău, Iisuse, Domnul meu. Fără Tine viața n-are niciun rost, fără Tine totul e fără de folos. Doar cu Tine vreau, Doamne, să merg pe acest pământ, să Te slăvesc, să mă închin de dragostea ce-o simt. Fără Tine viața n-are niciun rost, fără Tine totul e fără de folos. Doar cu Tine vreau, Doamne, să merg pe acest pământ, să mă închin și să-Ți cânt de dragostea ce-o simt, de dragostea ce-o simt. Amin.
vrea împreună să citim cuvântul Domnului din 2 Împărați, capitolul 4, de la versetul 38 până la versetul 41. Cartea Domnului, 2 Împărați, capitolul 4, de la versetul 38. Să ascultăm cuvântul Domnului. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit să culeagă verdețuri, a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice, până și-a umplut haina. Când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenii aceia să mănânce, dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat, omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală și n-au putut să mănânce. Elisei a zis, luați făină. A aruncat făină în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce și nu mai era nimic vătămător în oală. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt deosebit de bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră, mă uit peste dumneavoastră, văd frații în vârstă pe care nu am mai văzut de 2 ani, pe mulți dintre ei tineri nu-i mai cunosc, au fost copii când am plecat eu de aici și acum 2 ani când am fost aici iarăși nu prea vă mai recunosc, mai vin părinții și spun, ăsta e a meu, ăsta e a meu. Zic, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Vă aduc salutări sfinte și frățești de la Nădlac, frații care au știut de venirea mea, au transmis harul și binecuvântarea Domnului să vă fie mulțite. Și acolo 2 Petru, capitolul 1, versetul 2, zice, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu să facă asta peste noi. Că nu prea mai avem har și că prea mai avem pace, e că cunoaștem puțin din Domnul. Că atunci când te întâlnești cu El, când zice Biblia, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Când te lipești de Dumnezeu, treci prin orice lucru. Am întâlnit problema asta între noi și eu am găsit-o de atâtea ori în viață. Dăm de greu, dăm de probleme. Problemele nu se rezolvă din afară. De multe ori ne așteptăm să se schimbe ceilalți, să se rezolve lucrurile la servici, să vină o intervenție a lui Dumnezeu divină din afară. Dar problemele nu se rezolvă din afară. Adevărata problemă este înăuntru nostru. Cântăm noi o cântare și ce bine ar fi să fie o realitate pentru fiecare, să ai pace în mijlocul furtunii. De unde? De la Dumnezeul păcii, de la Domnul Iisus care a zis, vă dau pacea mea, nu o dau cum o dă lumea. Că lumea o dă cu tratate pe care azi le încheie și mâine le încalcă. Dar când îți spune Domnul Iisus pace, poți să fii singur și toată lumea, majoritatea împotriva ta, tu ești o majoritate cu Dumnezeu. Tu ești biruitor, tu ai biruință, tu ai liniște, tu ai încredere că orice s-ar întâmpla și mâna Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În această zi, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj mai greu și vă mărturisesc că nu neapărat el vine din pricină că am avut o călăuzire aparte, ci pentru că prin lucrurile astea despre care vă voi vorbi, cât Domnul vă va ajuta, trecem și noi și am înțeles că trec mai toate bisericile din țară. Pentru că suntem într-o luptă care s-a deschis într-un mod așa de perfid din partea diavolului. Și îmi doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne dea biruință. Îmi plăcea cum zicea cineva că s-a dus în America și a găsit niște amerindieni, un indian din ăsta trântit la pământ, cu capul în țărână și tot zicea, doi cai albi, doi cai maro, doi cai negri și o trăsură cu 4 roți. S-a apropiat de el și a zis, mă, dar am auzit noi că indieni știu așa după tropotul cailor, cam câți cai sunt, dar și culoarea? A zis, nu, trăsura asta tot m-a trecut peste mine. De-aia știe el cum arată caie și cum arată trăsură. Și acum aș vrea să vă spun din Scriptură ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, în baza experienței și a lucrurilor pe care le-am mai trăit și noi. Și aș vrea ca Dumnezeu să lase o lumină peste noi toți ca biserică. Suntem toți chemați să fim împreună în trup al lui Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului 1 Corinteni, capitolul 14, dacă nu mă înșel, sau 12, noi toți am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Când Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt, când ne-a chemat să fim copiii Lui, ne-a pus să fim mădulari unii altora, într-un întreg. Biserica este un întreg. Și e foarte necesar să ne înțelegem fiecare menirea și partea în acest întreg. Fiindcă textul din această zi reprezintă într-un mod simbolic exact ce se întâmplă cu biserica. Și reprezintă crizele prin care e posibil biserica să treacă. Noi am trecut, încă trecem, ca biserică la Nădlac. Și lucrurile astea sunt lucruri care vin peste noi. Și dacă nu suntem avizați, dacă nu știm ce avem de făcut, dacă nu ne știm partea noastră în slujire, vom suferi toți. Pentru că atunci când o biserică este lovită, diavolul nu o să lovească numai într-un colț, ci atunci când spune Scriptura, haideți să vă citesc un verset din Evrei, care privește tocmai lucrul ăsta, la vegherea care ni se cere nouă tuturor, ca popor al lui Dumnezeu, și atunci când noi nu veghem,
lucrurile se întâmplă și ne fac să suferim toți. Auziți, Evrei, capitolul 12, versetul 15. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să aducă tulburare, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Atunci când într-o biserică diavolul reușește să dea o lovitură într-o familie, într-un sector al vieții biserice, într-un domeniu al vieții biserice, toată biserica suferă. Te tai la un deget, am avut un deget rupt. Păi tot trupul suferă cu degetul ăla. Și când se întâmplă lucrurile acestea, noi trebuie să învățăm din Biblie, de la Dumnezeu, care sunt soluțiile, cum trebuie avizați cei care trec prin astfel de situații. Noi toți să știm ce avem de făcut. Și mă rog Dumnezeu să lase lumină peste noi. Pentru că durerea mea mare pe care o am este că tot mai puțin luăm seama la ceea ce a vorbit Dumnezeu. Și ani în urmă Dumnezeu ne-a avizat despre timpurile care vor veni. Domnul Iisus, citiți Matei 24, spunea în repetate rânduri, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vă veni vremuri când diavolul va încerca să înșele chiar și pe cei aleși. Și timpurile din urmă vor fi caracterizate în primul rând de înșelare. Și înșelarea este o lucrare foarte perfidă, foarte ascunsă. Ea nu vine în mod fățiș. Nu vine diavolul la mine și am venit să te înșel. Nu vine cu o pancartă, zic eu-s diavolul, am venit să-ți iau sufletul. Nu vine așa. Vine într-un mod atât de subtil și caută să fure sufletele oamenilor. De aceea așa de important noi ca biserică să ne înțelegem chemarea, menirea și să ne înțelegem locul. În această zi, textul pe care l-am citit privește lucrarea asta bisericii împreună. Și cu durere o văd de multe ori în adunările noastre că nu mai înțelegem felul în care de la început Dumnezeu ne-a așezat. Că atunci când ești într-un trup, toate mădularele se mișcă împreună. Nu pleacă o mână singură. Te trimite mâna la evangelizare, trimite în piciorul la bolnav, la spital. Nu, pleacă tot trupul. În mod fizic, noi nu putem fi toți la slujire. Dar când pleacă slujitorii Domnului în lucrare, biserica în spate se roagă. Când citim în Scriptură, în Faptele Apostolilor, de exemplu, în capitolul 13, în biserica din Antiohia, erau niște proroci, niște păstori, niște învățători, printre care Pavel, Luciu și încă alții acolo. Și pe când, zice Biblia, slujeau și se rugau și slujeau Domnului, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Pavel și Barnaba pentru lucrarea la care i-am chemat. Pavel și Barnaba primiseră comanda asta de la Dumnezeu, de mult înștiințarea că aveau să meargă într-o lucrare. Dar trebuia să știe și biserica. De ce? Spune Biblia acolo și e foarte important amănuntul ăsta. După ce s-au rugat și au postit pentru ei. Bă, cât au postit? 5 minute și au plecat Pavel și Barnaba după prorocie? Nu. I-au ținut acolo încă câteva zile. Cel puțin o zi în care au postit. Înaintea lui Dumnezeu s-au rugat pentru ei. Și Pavel și Barnaba, spune Scriptura, trimiși de Duhul Sfânt, au avut biruință. Dumnezeu să ne ajute ca biserică să ne înțelegem menirea și chemarea. În această zi sunt convins că toți acei care sunteți aici în adunare vă înțelegeți sau mă rog ca Domnul să vă facă să vă înțelegeți fiecare chemarea și lucrarea. De multe ori noi așteptăm ca lucrarea să se facă de aici din față. Așteptăm la niște oameni și se întâmplă asta în biserici, că se transformă tot mai mult într-un mediu în care majoritatea stau și ascultă și niște profesioniști fac slujbă. Unii predică, alții cântă acolo în față și ei fac totul. Și noi din bancă mai dăm note, mai spunem, a fost fals, a fost bine, a fost rău, a fost lung, a fost scurt. Dar nu e asta biserica. În această zi avem imaginea aceasta a școlii prorocilor. 100 de tineri erau mai bine adunați acolo la această școală în care învățau să slujească pe Dumnezeu. Și apare criză. Și aș vrea să vă spun că timpurile pe care noi le trăim sunt favorizante ca și în vremea de atunci să existe crize în biserică, să existe frământări, să existe lupte, să găsească diavolul portițe să introducă din lucrurile lui. Unul din factorii favorizanți ai crizei din vremea de atunci a fost că în țară bântuia o mare foamete. Și nu știu dacă realizați ce foamete spirituală este în vremea în care noi trăim acum. Spune cuvântul Domnului și Domnul avertiza prin prorocul Amos, versetul 11 din capitolul 8. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Este o vreme, deși se predică, deși facem slujiri și lucrări și mulțumim Domnului pentru lucrarea care a fost făcută aici în zilele acestea, binecuvântăm pe Domnul pentru oamenii care se pun la dispoziția Lui, dar nu e așa peste tot. În mod general, foarte multe biserici, este foamete după cuvântul lui Dumnezeu.
O foamete după lucrările care se făceau cândva în biserică, după lucrările sfinte ale lui Dumnezeu, după botezurile cu Duhul Sfânt, după umplele cu Duhul Sfânt, după stările alea acelea înălțătoare în care oamenii sunt mântuiți, e foamete în țară. Și asta e un factor favorizant de criză. Spune tot cuvântul Domnului, 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Mai sunt și astăzi lucrări și mulțumim Domnului pentru proroși și pentru slujitorii Domnului care se pun la dispoziția Lui cu daruri. Dumnezeu să investească, să fie mesaje clare pentru biserică. Cât de necesare sunt lucrurile acestea. Noi citim în Scriptură principiile de bază ale slujirii, ale drumului nostru pe calea mântuirii, dar avem nevoie de răspunsuri concrete, la situații concrete. Și asta numai Duhul Sfânt prin slujitorii Lui o poate da. Dumnezeu să investească biserica cu astfel de slujitori. Unul din factorii favorizanți ai crizei de atunci, care seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă astăzi, ce avem astăzi, era foamete după cuvântul Dumnezeu. E o vreme în care nu mai sunt lucrurile cum au fost odinioară, nu mai sunt bucuriile, cum spun frații, cum era odată. Dumnezeu să aibă milă de noi. Ce-i de făcut la o foamete mare? Eliseu a înțeles nevoia, s-a uitat la 100 de oameni, nu aveau ce mânca. Și a spus slujitorului, zice, pune oala cea mare să facem o ciorbă. La o foamete mare, e necesară o oală mare de mâncare. Și asta în termeni spirituali înseamnă că atunci când este foamete și lipsa prezenței lui Dumnezeu cum ne doream odinioară, e nevoie de mai multă stăruință, poate. Noi așteptăm ca Dumnezeu să lucreze, dar cu 5 minute de rugăciune nu merge. Noi așteptăm ca Dumnezeu să lase har și biruință în adunare și slujitorii Domnului când se ridică să fie plini de putere și de Duhul Sfânt, dar fără post, fără stăruință de Dumnezeu, nu merge. Și dacă puterile noastre spirituale au scăzut, trebuie să unim mai mulți pentru aceasta. Aduceți-vă aminte numai când prorocul Ieremia a fost aruncat în groapă și era cum era, slăbălugit, era foamete, erau sub asediu. În mod normal, doi oameni au putut să-l scoată din groapă. Dar pentru că erau așa de slăbiți, pentru că nu aveau putere, spune Biblia acolo că 10 oameni și-au legat hainele una de alta, l-au scos pe Ieremia din groapă. Câteodată când avem astfel de situații, poate nu-i suficient o rugăciune, poate nu-i suficient o noapte de veche, poate trebuie mai mult, poate să facem oala asta mare. Dumnezeu să ne ajute să pricepem că uneori e nevoie de mai multă stăruință, mai multă luptă, ca să ajungem la rezultatele care ani în urmă, ani trecut, parcă erau mai ușor de atins. Domnul să aibă milă de noi. Uitați-vă și luați exemplu din Biblie. M-am tot uitat la Ilie, un om al rugăciunii, un om trimis de Dumnezeu într-o lucrare specială și știa foarte clar mandatul cu care era venit. Și totuși când îi se roage să vină ploaie, nu a zis, Doamne, Tu ai zis că vine ploaie, uite, noi așteptăm, făgăduința Ta, aleluia, mă uit la cer și vine ploaie. Nu. Biblia zice că s-a pus să se roage. I-a spus Dumnezeu de câte ori trebuie să roage? Nicăieri nu găsim în Biblie. O spus Domnul ucenicilor, așteptați în Ierusalim până veți primi făgăduința de sus pe care ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. S-au întors deci la Ierusalim, s-au urcat în casa lui Ioan Marcu, au început să se roage. Câte zile s-au rugat? 10 zile. Și dacă nu venea Duhul Sfânt pe 10 zile, ce făceau? Se rugau în continuare. Dacă nu răspundea Dumnezeu la rugăciunea lui Ilie, la a șaptea rugăciune, cât se ruga Ilie? Până răspundea Dumnezeu. Domnul să ne dea și nouă stăruința asta. În vremuri de foamete e necesară o oală mare. Cum de nu mai avem timp să venim la rugăciune și peste săptămână? Dacă spunem că e foame după Dumnezeu. Dacă vedem că suntem slăbiți spiritual și nu avem putere să trecem peste probleme, peste situații, de unde să primim putere? Pentru că Biblia zice că dumnezeiasca lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea lui Dumnezeu, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, va se ocupărta și firii dumnezeiești. Dumnezeiasca lui putere, Dumnezeu în puterea lui, în stare să ne dorească orice tărie, de a trece peste orice. Când noi nu putem trece, nu-i devine Dumnezeu. Încă o dată, lucrurile nu se rezolvă din afară, se rezolvă dinăuntru. Nu-i problemă cât e de mare valul care vine peste tine. Nu-i problemă cât e de mare stânca sau zidul pe care trebuie să-l sari. Ei, problemă, ce putere ai tu? Spune, citeam cartea lui Omul Ceresc. Slăbănogit din închisoare, când Dumnezeu îl izbăvește de acolo, avea de sărit un gard de peste 3 metri și jumătate plin cu sticlă deasupra. Și el era rahitic, stat în închisoare, l-a hrănit, mai mult l-a lăsat să moară acolo. Dar și-a adus aminte din psalm că este scris cu Dumnezeu meu sar peste un zid întărit. Și Dumnezeu a dat putere de să iei peste zidul ăla de 3 metri și jumătate.
Cu Dumnezeu se poate trece orice obstacol. Fără Dumnezeu ne împiedicăm de orice lucru, ne supărăm la orice vorbă, devenim sensibili. N-ați observat că vremurile astea sunt vremuri de secetă spirituală, de foamete spirituală, când pocăiții, credincioși, au devenit tot mai sensibili. Nu poți să spui nimic, nu-i poți atenționa cu nimic, nu-i poți ajuta într-un fel sau altul, că el, închistat în carapacea lui, nu cumva să-l atingi cu vorbă, nu cumva să-i spui într-un fel sau altul. Dar Biblia zice că îndemnul și mustrarea este calea vieții. Îndemnul și mustrarea. Dumnezeu ne-a pus într-un mediu să ne ajutăm unii pe alții. Mădularele nu-s de una singură. Eu am pe cineva în stânga și pe cineva în dreapta. Domnul m-a pus tocmai să mă ajute, frații. Dacă cumva deviez să mă tragă de mânecă, măi, ei, unde e? Dacă o deviez în partea la altă, mă ajută celălalt, ce spune. Asta e biserica și e benefică pentru noi, străvi să fie Domn. E nevoie de o ală mare. E nevoie de stăruință, e nevoie să venim miercurea, marțea, joia aici la casa Domnului. Că de aia spunea psalmistul în psalmul 32, de aceea orice om să se roage ție la vremea potrivită. Care e psalmistul care zice asta? David, care a dat cu nasul de pământ. Care a făcut ce a făcut, trăsneile, prostiile alea grozave. Că s-a încurcat cu nevasta lui Urie și l-a omorât pe Urie după aia, ca să-și ascundă păcatul. Ăsta e David, despre care citim în Biblie. Și după ce a dat cu nasul de pământ, după ce a făcut lucrurile astea grozave, care au rămas scrise și în istorie pentru noi și ne îngrozim și asta numai când ne citim, el scrie în psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se tăpeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și atunci s-a mărturisit păcatul și mi-am ascuns fără de lege. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice o să se roage ție la vremea potrivită. Dar care-i vremea potrivită? După ce ai păcătuit și să plângi ca David? Nu-i vremea potrivită, oare marți seara și joi seara să fie este încarce Dumnezeu de putere să poți birui? La servici, la școală și oriunde ești, să ai putere, tărie spirituală, să-și mărit să fie Domnul care mă întărește, în mijlocul filistenilor, a oamenilor nelegiți, eu laud pe Dumnezeu și trăiesc o viață sfântă? Dumnezeu să întărească biserica Lui. Ăsta e locul în care să faci o ciorbă și chiar și în vreme de secetă, poate e sărăcăcioasă, poate nu-s frații aia care aștepți tu sau prorocii aia deosebiți care să vină, dar este o hrană care îți poate da putere. Aici, ori de câte ori vii la casa Domnului, vă spun sincer, am avut vremi când eram aici în biserică și joia nu mai ajungeam la biserică, obosit că este la lucru și altele și altele. Și diavolul tot a încercat să-mi pună piedici și frâni. Și am zis în mintea mea, mă unde să mă duc decât la casa lui Dumnezeu? Cu greu veneam la biserică. Am avut momentele astea, am avut experiența asta. Dar mă duc acolo. Vă spun că înaintea Domnului, ori de câte ori veneam aici, Dumnezeu avea ceva special pentru mine. Nu era predic, era cântare, nu era cântare, era la rugăciune, nu era la rugăciune, era cântarea de cor. Era un mesaj, era o strângere de mâna unui frate. Era ceva special de la Dumnezeu pentru mine, să mă ridice și să mă aducă din nou aici. Nu pierde casa de adunare pentru nimic. Fă-ți timp. Zicea David în Psalmul 122, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Și era mai ocupat ca noi. Împărat cu probleme de împărăție, cu lucruri, cu frământări, cu, știu eu, la hotare, de înzidit cetățile și de întărit poporul. Și totuși când am vorba de rugăciune și de casa lui Dumnezeu, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Tu ai prieteni de ăștia care te îndeamnă la biserică. Tu ai oameni de ăștia care zice, bă, nu te lăsa, hai la adunare, nu contează. Bă, s-a obosit, că nu știu ce. Țin minte, eram la București, veneam de la școală, de la servici, pardon, eram angajat atunci. Venind de la servici la ora 6:30 seara, mă stăcam, am trântit în pat, nici m-am schimbat, eram încălțat încă. Și mă sună un frate, băi, nu vii la rugăciune la moșul. Era în capătul ăla de București. Doamne, dacă stau acasă, oricum mă fac mai bun. Mă duc. M-am suit, am schimbat vreo două autobuze, trei, până am ajuns la moșul, la rugăciune. Am venit alt om. Pentru că acolo unde e prezența Domnului, acolo e bucurie, acolo e pace, acolo e ridicare, acolo e putere spirituală, Dumnezeu să ne ajute. Ciorba aceasta despre care vorbește Biblia este lucrarea noastră preoară. Numai aici aș vrea să vă fac atenție la un anumit aspect. Îmi spune Biblia și în această zi aș vrea să vedeți trei categorii de oameni. Ne putem împărți fiecare dintre noi așa trei. Primul despre care vorbește aici Biblia este acest fiu al prorocilor, care din pricina foametei nu stă nepăsător. Și e o calitate. Eu fost cineva care a zis, măi, nu-i bine, trebuie să facem ceva. Uite, e nevoie de mâncare. Nu este mâncare, e o problemă. S-a dus să caute de mâncare. Problema lui nu a fost că s-a dus și a fost plin de râvnă să facă lucrul ăsta, ci problema lui, cum spune Biblia aici, cules niște viță sălbatică, niște castraveți sălbatici pe care Biblia zice și nu-i cunoștea.
Pentru că există categoria aceasta de oameni și gândiți-vă, era la școala prorocilor, avea o grămadă de calități. Un om care dorea să-L slujească pe Dumnezeu. Un om care dorea să învețe cum să fie gura lui Dumnezeu. Era acolo cu Elisei, cu oamenii lui Dumnezeu, de la care să învețe cum e Dumnezeu, cum trebuie slujit Dumnezeu, cum să stau la sfatul Dumnezeu, cum să mă rog, cum să trăiesc pocăință. Era într-un mediu deosebit, încă 100 de tineri acolo, fii ai prorocilor cu care împreună aveau părtășii și rugăciuni și învățau pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Plin de râvnă pentru Domnul, un om care nu sta nepăsător, avea o lipsă. Și lucrurile astea uneori în biserică pot crea mari probleme. Că au făcut acest om, deși au fost plin de râvnă și de dorință bună, cu intenție bună, înțelegeți? Pentru că întotdeauna, de multe ori ne gândim că cineva are rău intenționat și am văzut lucrul ăsta. Se pare nou că cineva vrea să facă rău. Nu, uneori din dorință sinceră, din dorință bună, să faci lucrurile să meargă mai bine, totuși să faci rău. Și îi spune Biblia că a făcut câteva greșeli pe care vrea ca Dumnezeu să ne ajute, nu cumva să le facem și noi. Că uneori din dorință bună noi putem strâmba sau schimba lucrarea lui Dumnezeu în rău. Noi putem aduce moarte în oală, în loc de binecuvântare, să fie un rău care să ne afecteze pe toți. Nu uitați, când un mădular suferă, tot trupul suferă. Când ceva se întâmplă în biserică, într-o slujire, toată biserica e afectată. De ce e așa de important să veghem asupra aspectelor acestea? Primul lucru pe care l-au făcut este că nu întreba pe nimeni cum arată curcubeții aia dacă-s bun de mâncat. Putea să întrebe pe cineva, ați mai mâncat din ăștia? Știe cineva despre astea, de mâncarea asta, e sănătoasă, e bună? Sunt lucruri unor care se bagă în biserică, dar nu întreabă pe nimeni dacă e bun. Eu vreau așa, că așa mie îmi place. Putea să se informeze, să citească o carte, dacă avea ocazia, să zic așa, să se intereseze cum arată mâncarea aia bună, chiar dacă în vreme de secetă. Gândiți-vă că animalele mâncau tot ce găseau pe câmp. Numai pește i-o lăsat deoparte. Era primul semn, putea să zic, măi, dar unde au rămas ăștia aici, nu i-o mâncat nimeni, niciun animal. Că e așa secetă și foamete în țară și să mănâncă orice verdeață, orice găsești pe drum. De ăștia erau lăsați. Animalele au știut că e otrăvitor, nu știu. Numai atât, și-au umplut haina cu ei. Adică nu au luat nici măcar de probă ceva. Câteodată sunt situații din astea. Mai vin frați la noi. Mai frate Gabi, uite, sau frați, o fi bun treaba asta, hai să facem o încercare, o chestie. Nu, eu bagă deodată toată haina plină cu curcubete să-l bați, l-au băgat în ciorbă. Ca al treilea lucru pe care l-au făcut, nici măcar nu a întrebat pe Elisei. Mă tot gândiți, măi, Elisei nu a pus pe nimeni acolo lângă oala aia să verifice cine, ce face acolo. Că nu uitați, câteodată când e vorba de o slujire în biserică, nu toți sunt capabili. Biblia zice fiecare să slujească altul după darul, după chemarea pe care l-au primit-o. Când e vorba de lucrarea asta împreună la biserică, nu toți suntem bucătari să știm cum să facem mâncare. Da, putem aduce lemne. Putem susține rugăciunea bisericii, nu? Să punem focul ăla care să fie ciorba aceea, să crească și să fie o mâncare sănătoasă. În spatele la tot ce fac bucătare, poate câțiva acolo, care să pricep ce trebuie să pună de mâncare, stă în spate un întreg ansamblu de factori. Și printre aia, cel mai important, este focul cu care trebuie întreținută lucrarea bisericii. V-ați gândit la lucrul acesta? Dumneata, eu, fiecare dintre noi, putem pune foc. Putem pune acolo lemne, putem aduce lemne pentru lucrarea bisericii. Și asta e foc și rugăciune de acasă. Asta e postul și rugăciunea care întrețin lucrarea bisericii. Dar omul acesta a făcut un lucru din dorință bună, a făcut rău, pentru că nici nu s-a informat, nici nu a întrebat pe nimeni, nici măcar nu a întrebat pe slujitorii de acolo. Și s-a dus și a tăiat. Avea capacități, știa să-i tai, nu s-a tăiat la mână, nu s-a fript lângă oală. Sunt oameni care au capacități, eu întâlnesc în biserică. Sunt oameni care au talent, care au dicție, care au ținere de minte. Asta nu înseamnă că te califici să poți să slujești sau să faci o lucrare specială, să dai de mâncare în întregi biserici. Și de aceea ai nevoie de discernământ spiritual. Și punctul cel mai important al lucrurilor care cad asupra acestui tânăr, acestui om, este că nu cunoștea. Mă rog că Dumnezeu să lase cunoștință în viața noastră. E foarte important. Și atunci când noi avem, e foarte importantă părtășia cu ceilalți, să ne verificăm încredințările. Frate, eu așa cred că e bine și merg înainte. Dar nu uita că nu numai tu ai Duhul Sfânt. Și frații păstori, și frații cântăreți, și frații proroci au același Duh Sfânt. Și Duhul Sfânt niciodată nu separă, Duhul Sfânt unește. Și atunci când ai o situație că nu înțelegi lucrurile sau când ți se par, numai ți-e verifică să încredințarea cu ceilalți. Să putea evita criza din biserică dacă tânărul ăsta venea la Elisei, la bătrânul Elisei, și frate, e bun ce am adus aici, să poate. A doua categorie de oameni. Pentru că acea mesajul meu să-l împart în două. În prima parte să fie partea aceasta biblică care ține de principii și în a doua parte să vă vorbesc despre lucruri concrete și aplicări practice. Să vă vorbesc cum a fost căruța aia care a trecut peste mine, peste noi și care încă mai e prin zona noastră.
A doua categorie de oameni pe care am apreciat și că sunt necesari să fim noi ăia, cel puțin ca ăștia, sunt fiii prorocilor. Ei nu au văzut ce s-au băgat în ciorbă. Dar în momentul când s-au apropiat de mâncarea aceea, dintr-o dată înăuntru lor s-au ridicat niște semnale foarte mari de întrebare și cu certitudinea că e moartea oală. Au discernut că nu-i ceva bun în lucrarea respectivă. Mai avem noi discernământul ăsta spiritual să spunem amin la orice prorocie, spunem amin la orice predică, pentru că Domnul Iisus a spus, nu vă înșelați, se vor ridica proroci mincinoși, învățători mincinoși, cântăreți mincinoși, oameni slujitori care pretind că să ai Domnul, dar nu-s. Deosebim noi glasul ăsta, chiar al Domnului. Domnul Iisus a zis, oile mele cunosc glasul meu, nu merg deloc, deloc după un străin. După cum cunosc eu pe Tatăl, așa mă cunosc oile mele pe mine. Suntem noi din aceea Dumnezeu să ne facă. Niște oameni care să ne întrebăm mereu care-i glasul Domnului. Să ne verificăm încredințarea. Fiii prorocilor au avut acest discernământ spiritual și biserica de astăzi e chemată să ceară acest discernământ spiritual. E foarte necesar. Mai avem discernământ spiritual, frați și surori. Haideți să rugăm pe Domnul să ne dea tuturor. Sunt vremuri de înșelare. Domnul Iisus a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșeliți. Vor veni și vă înșela pe mulți. Avem noi certitudinea că suntem din cei puțini care nu vom fi înșelați. Pentru că vremurile din urmă sunt caracterizate de asta. Diavolul va veni cu lucruri străine de voia lui Dumnezeu, lucruri care nu le vom putea deosebi decât dacă Duhul Sfânt în noi și noi avem o relație deosebită cu Domnul. În al treilea rând, mai este o categorie de oameni și ce bine ar fi să fie biserica plină de astfel de oameni, cum era Elisei. Care are la problemele care apar în biserică un răspuns de la Dumnezeu, la cum să rezolvă criza, care pot deosebi care sunt lucrurile care nu sunt la locul lor și să le poată pune la locul lor. Pentru că în momentul când a ajuns această situație a morții în oală, a perspectivei morții pentru cei care se atingeau de oala respectivă, spune Elisei acolo, luați făină, aruncat făină în oală și n-a mai fost nimic vătămător. Făina reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu arunca grăunțe, ci făină. Asta înseamnă cuvântul lui Dumnezeu măcinat, cercetat, despicat, înțeles. Soluțiile de la Dumnezeu vin când noi ne aplicăm asupra Bibliei, nu s-o citim numai pentru că trebuie să o citim, că așa ne-a spus frații păstori, că trebuie să citim Biblia, ci pentru că noi o cercetăm. Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte, cugete la legea. El e ca un izvor care sădit, ca un pop sădit, un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. Ale cărui frunze nu se vestejesc niciodată, tot ce începe duce până la sfârșit. Oamenii biruitori, oamenii care au soluții la problemele vieții în biserică, sunt oamenii care stau la sfatul Domnului și care cercetează cuvântul. Aș vrea să vă spun că noi trăim astăzi niște vremuri foarte complicate și Biblia vorbește despre Apostolul Pavel, scria lui Timotei, te rog fierbinte, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Stăruiește. De ce? Pentru că s-au apropiat aceste vremuri și au zis care? Căci va veni vremea, versetul 3, când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă. Cei vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. A venit o vreme și un timp când cuvântul lui Dumnezeu i-a dat deoparte și înlocuit cu lucrări, cu idei omenești, cu împrumuturi de la filisteni. Când au trebuit să aducă carul la el, când au trebuit să aducă chivotul Domnului și David a vrut să-l aducă, pentru că era vremea când au plâns după chivotul Domnului și o vreau să-l aducă din nou la Ierusalim. Trebuiau să-l ia pe umeri, că Scriptura spunea foarte clar, preoții trebuiau să ducă chivotul Domnului pe umeri. Ei s-au gândit să împrumute tehnologia filisteană. Filistenii când au scăpat de chivot, că Dumnezeu i-a lovit, l-au trimis cu un car, cu două vaci care aveau viței și care mugind s-au dus pe drumul Beșemoșului, sau nu știu cum se numea localitatea aceea, și-au dus chivotul, l-au scos din țara lor, pentru că Dumnezeu îi lovea. Și acum, când David aduce chivotul la Ierusalim, se trezește deodată că Uza și cu fratesul, unul era în car, el pe lângă car, aducă și ei cu metode moderne chivotul la Ierusalim. Împrumuturi aduse la lucrarea lui Dumnezeu. Și nu a fost unul să-i spună lui David, mă, dar nu-i regulă, uiteți cum e scris în Biblie. Nu a fost un Samuel acolo să spună, nu-i bine așa.
Este o vreme și un timp în care lucrarea lui Dumnezeu, diavolul încearcă să intervină în ea, modernizând-o, aducând împrumuturi străine, nu de la Domnul. Și Dumnezeu a avut atunci un cuvânt de sus foarte greu. Că atunci când boii erau să răstoarne carul, Uza a întins mâna să țină chivotul și Dumnezeu l-a trăsnit pe loc. Gândiți-vă că acest chivot a stat în casa lor. Uza în fiecare zi îl ștergea de praf, era lângă ei în casă. Nu s-a atins Dumnezeu atunci de el, ci s-a atins în ziua când lucrarea lui se făcea altfel de cum a spus el Dumnezeu. De aceea așa de important să ne apropiem de Scriptură și să măcinăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne întrebăm, Doamne, bine ce fac? E ok cu astea? Oamenii lui Dumnezeu și ne dorim tot mai mult, slujitorii Domn, prezbiterii bisericii, să fie niște oameni care să aibă soluții de la Duhul Sfânt. Oameni care să fie plini de cuvântul lui Dumnezeu, de făina aceasta măcinată, de înțelegerea adevărurilor sfinte. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, să nu facem rabat. Când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, să rămânem la ce este scris. Să nu trecem prin coala de vorbire și prin propriul nostru exemplu, spre Apostolul Pavel, v-a învățat să nu treceți peste ce este scris. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Puterea cuvântului scris este aceea care a dat biruință Domnul Iisus în încercări și în ispite. Asta le va da și nouă. Dumnezeu să ne umple pe toți de cuvântul Lui. Aș vrea să vedem ceea ce se întâmplă în vremea de acum și îmi doresc așa de mult că Dumnezeu să lase lumină. Iuda, capitolul 1, versetul... Iuda are un singur capitol. Versetul 18 și 19 spune... Apostolul zice, aduceți-vă aminte ce spuneau prorocii Domnului și apostolii Domnului. Versetul 18 zice, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Oameni care n-au Duhul și n-au discernământul spiritual. Oameni care aduc moartea în oală și aduc în biserică lucruri care nu sunt de la Dumnezeu. Aș vrea așa de mult ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne dea înțelepciune, pricepere. Pentru că în vremea de acum sunt lucrurile acestea aduse printre noi. Și acum aș vrea să mă apropii de aplicarea practică, sau dacă vreți, aplicarea lucrurilor la concret. Și așa de mult îmi doresc să nu se supere nimeni. Există un dor al Domnului Iisus să ne ducă pe toți în cer și nu vom putea decât împreună. Și există un dor al Domnului Iisus de desăvârșirea vieții noastre. Și e foarte important să ne înțelegem chemarea, lucrarea, care e starea noastră spirituală înaintea Domnului. Și aș vrea să înțelegem că suntem chemați să ne întărim spiritual. Și Apostolul Ioan zicea, v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău, v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Versetul 14, tot 1 Ioan, capitolul 2. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este la început. V-am scris tineri, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Ne rugăm ca tinerii noștri să fie astfel de oameni. Oameni tari în care cuvântul lui Dumnezeu să rămână în ei și să fie biruitori împotriva diavolului, împotriva uneltirilor lui, împotriva lucrurilor lui. Deosebirea între ei se face în funcție de statura spirituală. S-ar putea să fii, să ai 60 de ani și totuși să fii copilaș în credință. S-ar putea să fii un tânăr de 22 de ani și să fii printre tineri biruitori. Dar e nevoie în biserică ca și Elisei să fie bătrâni, oameni spirituali, părinți. Ce se întâmplă în familiile noastre dacă ar fi să facem mâncare din familie și să ne luăm după copii? Am mâncat numai chipsuri și bomboane. Dar părinții hotărăsc ce fel de mâncare trebuie făcut. Ori în vremea de acum se creează o disensiune între generații. Diavolul a reușit să strecoare niște învățături străine și să rupă pe unii de alții. În momentul când apare asta, primul semn al lucrării demonice este dezbinarea în biserică. Este când tinerii se rup de bătrâni, când nu mai ascultă de ceilalți. Biblia spune și toți în... Hai să vă citesc, 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și voi tineri fiți supuși celor bătrâni. Dar de ce? Pentru că au mai mult discernământ spiritual. Pentru că Dumnezeu a așezat. Pentru că Dumnezeu le cere socoteală și Dumnezeu îi călăuzește. Când citiți în Apocalipsa, acolo Biblia zice așa, îngerului bisericii. Cine e îngerul bisericii? Păstorul bisericii. Dumnezeu și-a lăsat o autoritate și un mod al delegării autorității în biserică și El să folosește de asta și o respectă, trebuie să o respectăm și noi. Că în felul acesta vine binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Dar diavolul vrea să ne rupă de sub această autoritate. Vrea să rupem ascultarea aceasta, tocmai ca să ne separe de turmă și să apoi să ne ucidă. Să aducă moarte în viața noastră. Și știți care e necazul cel mare? Că nu întotdeauna scurcubeți care aduc moarte sau cum sunt castraveți ăștia care au fost aici în oala asta. Câteodată îți schimbă numai gusturile.
Și am auzit refrenul ăsta în atâtea biserici în care am fost și am discutat cu frații că e o durere în biserici pe linia asta. Când oameni care dintr-o dată nu mai își găsesc loc în biserică spun, nu mă mai regăsesc în închinarea bisericii. Dar cine te-a scos de acolo? Nu cumva ai mâncat ceva străin și ți-o schimba gustul. Și dacă mai sunt vreo 10 ca tine care mănâncă tot ardei iute, o să vrei să pui un kilogram de zahăr în mâncare. Da, dar noi ăștia lați n-am mâncat ardei iute. Când se schimbă gustul spiritual, puneți semne de întrebare, nu cumva e o problemă la tine. Pentru că ideea este și criza în biserică e favorizată de foamea asta spirituală și vin cu gând bun. Măi, să mai dăm vitalizare bisericii, hai să mai fie cântarea mai cu viață. Mă, mai cu viață nu înseamnă mai repede. Mai cu viață înseamnă mai plină de duh. Mai cu viață înseamnă trăită mai în adânc. Că asta e tentația. Mai cu viață, băgăm niște ritmuri, mai băgăm niște tobe și o facem mai cu viață. Nu asta înseamnă viață, e moarte din partea de vedere a lui Dumnezeu. Și când nu știm Biblia, și mai rău că facem. Vreți să vă spun, să mai pun așa cum zic, un bolovan și să nu-l puteți ridica de jos? Cu ce instrumente au cântat apostolii? Numiți un singur instrument în Noul Testament. N-avem. Când e vorba de Vechiul Testament și de templu, spune Scriptura, când au așezat David cântăreții din templu, ei cântau cu alăută, cu harfă și cu chimvale, căci așa era porunca Domnului, dată prin prorocii Domnului. Așa era porunca Domnului. Harfă, alăută și chimvale. Și nu chimvalele care le folosim la fanfară așa mari, că dai o dată și s-aude la 10 km. Nu. Chimvalele la evrei, dacă vă uitați, așa sunt niște tăblițe de vreo 10-12 cm care țin cu o singură mână și sunt elemente de percuție. Alăuta este un fel de cobză mai modernă la noi și avea corzi din mațe de oaie. Și harfa, știți cum arată o harfă, cum avea David. Astea erau instrumentele folosite atunci. Și lucrurile astea erau rânduite de Dumnezeu tocmai pentru că Dumnezeu știe care sunt efectele altor feluri de lucruri în dreptul vieții noastre. Dragi tine, vă rog, nu vă supărați pe mine. Domnul Iisus o iubește. Nu vrea să ajungeți unde au ajuns unii și au ajuns prea târziu. Vă provoc, dragi tineri, faceți pauză de tot ce auziți. Măcar două luni și stați numai cu Biblia, cu rugăciune către Dumnezeu. Chemați-vă să vă lumineze mintea și inima. Să existe această dezintoxicare, depărtare de rău. Să se golească inimile noastre de influențele străine. Că psalmul ne zice, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. M-aș bucura dacă ați fi de acord să ne rugăm. Avem nevoie de discernământ spiritual. Avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Avem nevoie ca tinerii noștri să înțeleagă pericolul. Frații păstori n-au nimic cu voi, vă iubesc și vă vor aici. O familie, o familie care are mamă, tată, copii, toți își găsesc loc acolo. Că în momentul când tu nu-ți mai găsești loc în biserică, diavolul te scoate afară în Duhul Sfânt. În momentul când nu mai poți fi cu frații împreună, cum zice Psalmul să trăiește, iată ce dulce și plăcut e să locuiască frații împreună. Când tu nu mai simți asta, ai mâncat ceva otrăvit. Ai mâncat ceva, n-ai știut. Poate din dorință să faci bine, poate din dorință să impulsionezi cumva lucrurile, să fie mai cu viață. Ascultă-mă, viață e în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ăla dă viață. Când e Duhul Sfânt în tine, ai viață spirituală, ai trăire cu Dumnezeu, ai râvnă pentru casa Domnului, te sacrifici, te pui în slujba lui Dumnezeu, asculți-i frați, pricepi principiile de ascultare de bătrâni, nu ți-e greu să o faci. Că Duhul Sfânt ăsta e Duhul Bibliei. Și când ești plin de Biblie, nu greșești niciodată. N-ați vrea în această zi să ne rugăm. Îți spune, Doamne, îndură-te de biserica ta. Îndură-te de familiile noastre și de tinerii noștri. Și acolo unde diavolul a reușit prin anumite portițe, pentru că internetul e plin și ei stau cu căștile în urechi. Aici aud imnuri pentru câteva minute, 10-20 de minute, dar ori în șire iau în căști, altceva. O muzică străină, un sfat străin, sfatul celor răi. Și nu-i de mirare că ajung unii dintre ei. Dar nu-și dau seama, săraci. Și am vrea ca Dumnezeu să le dea lumină. Nu, să nu înțelegeți, dragi, că noi suntem așa deștepți cu capul mare. Nu suntem. O trecut căruța asta peste noi. Am văzut ce a zis Duhul Sfânt. Dacă nu ne-a avertizat Duhul Sfânt, noi habar n-aveam că vine asta peste noi, ca biserică. Nu știam că astea lucruri se vor întâmpla. Dar Domnul știut și ne-a vorbit din timp. Și numai de aceea am căscat ochii și am văzut ce manevre, ce lucruri sunt făcute. Și sunt niște planuri așa de ascunse, așa de perfide. Fără Duhul lui Dumnezeu noi nu putem birui. Fără Duhul lui Dumnezeu noi nu avem șansă. De aceea vă invit în această zi, dacă nu vi vrea greu, să ne ridicăm în picioare
Și să rugăm pe Domnul să lase peste noi discernământ spiritual, să lase biruință de la Duhul Lui, să lase lumină cu privire la voia Lui, la lucrarea Lui, la cum trebuie făcută lucrarea Lui. Peste tine să lase un duh de frică de Domnul și de ascultare de bătrânițe, de colaborare împreună, că suntem mădulare, Duhul Sfânt ne strânge la oaltă, diavolul ne separă. Dumnezeu să lucreze și în mijlocul dumneavoastră, și în viața dumneavoastră, și în viața noastră, și aici, la Nădlac, și în toată țara, poporul lui Dumnezeu să rămână curat lângă Domnul, în biruință, ferit de orice uneltiri și planuri demonice, și Domnul să ne asculte. Amin. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi-o-ntrea.